Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Altfel, în alte știri, cum se spune, o companie spaniolă anunța că poate transforma resturile de mâncare în plastic biodegradabil. Cum așa? Presupun că folosește roșii turcești. Deci știam eu, în sfârșit, o confirmare. Uite, domnule, că cineva admite. Ia mâncarea și o face plastic. Deci, practic, se întoarce la origini. Cineva admite că plasticul e deja acolo. E asta vreau să spun, asta vreau să spun. Deci, este un plastic biodegradabil pe care ei îl obțin din mâncare, folosesc cu niște bacterii care mănâncă deșeuri și produc acizi grași volatili necesari obținerii plasticului bio. Deci mănâncă mâncare, produc plastic. De ce nu o fac invers? Adică mie asta mi s-ar părea. Să mănânce plastic, să producă mâncare. Bacterii care mănâncă plastic și fac mâncare de fast food. Să recunoască adevărul. Învață. Învață. Plasticul biodegradabil poate fi imprimat după aceea 3D și se obține orice fel de formă. Iar rezistența și elasticitatea materialului sunt date de deșeurile folosite. La cartofi obții plastic cu consistență de cartofi. La bere, plastic... Mă rog, somn. Nu, da. Plastic cu gust de bere, presupun? Cred că și asta. Sunt niște beri în România care clar sunt făcute din plastic. Alea fără alcool. Coși de ouă sau scoici, la fel. Se obține plastic cu diferite consistențe. Cu diferite consistențe. Sunt curios ce se întâmplă, că am pățit, uite, chiar acum recent, am scos de la congelator niște curcan. Da. Știți că noi avem așa? Asta cu curcanul. Pus de soacră mea în congelator. Da. În pungă de aia de legume de la, că noi le folosim... Sunt biodegradabile alea. Da, biodegradabile. Se face praf. S-a biodegradat în congelator. Da, așa este, se face praf. Mamă, știi că m-am chinuit să o scot de pe carnea aia? Serios? A fost, da. Deci am pus carnea la decongelat în frigider. Și când s-a decongelat carnea, am desfăcut punga. Și punga s-a făcut pilaf. Punga a rămas pe curcan. A rămas pe curcan, da. Dar spune-mi, era pungă biodegradabilă vidată după de tine cu metoda subtului? Nu, era făcută de soacră mea. Cu aceeași metodă. Pentru că, da, da. Asta... Prin împăturire succesivă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.